Radio, Vocea Speranței. Doamnelor, domnilor, stimați prieteni, vă salut cu bucurie în cadrul emisiunii noastre, unde discutăm despre virtuți care sunt comorile sufletelor noastre. Și în această ocazie, în centrul atenției va fi sinceritatea. Și cum să fim sinceri, ce este sinceritatea, cum să o cultivăm și să o educăm în viața noastră, ne va ajuta Rodica Rudei, psihologul, care este prezent în studioul Speranței. Rodica, bine ai revenit. Bine te-am regăsit, Sergio. La datorii sunt gata. Rodica se spune că pe parcursul unei zile noi spunem aproape vreo 200 de minciuni. A, în vreo 200 de ocazii nu suntem sinceri A, Spun specialiștii chiar dacă în opinia altora cam este exagerată această cifră Cu toate acestea, în timpul zilei, noi de multe ori facem replici false Și nu suntem sinceri atunci când spunem Da, sunt bine, când mm -hmm. cineva ne întreabă cum ești Sau, ajung în 5 minute da, da, da. Nu-ți fă griji, totul va fi bine știu, te zici, te înțeleg foarte bine. Când tu habar nu ai și n-ai trecut niciodată prin cei ce mm -hmm. trece uh, cel care-ți vorbește. Chiar nu-mi pasă. Îmi place foarte mult. Mă bucur pentru tine. Mm -hmm. Eu am fost sinceră de la bun început. Aș fi vrut să... Dar chiar n-am avut timp. Mă doare capul. <laughs> 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 Ultima. <laughs> da. Ultima este mișcătivă pentru relații simil. de cuplu. <laughs> uh, spune-ne, te rog... Uh, ce este sinceritatea și cât de sincer ar trebui să fim pe parcursul zilei? Sinceritatea e o calitate foarte delicată și foarte controversată. Pentru că trebuie să ai mult curaj ca să poți să fii sincer și loialție valorilor tale. Cum ai spus și tu, ai, ai adus foarte bune sintagme din societate care sunt, de fapt, ghidate de standardele societății pentru a nu ieși din tipare, pentru a fi conformist la lucrurile care se întâmplă, da. și atunci, exact sinceritatea, cumva, este mobilizată sau ghidată, condiționată de către frică, care, în final, uh -huh. aduce la vinovăție sau rușine. Și aici atingem niște să zic eu, instigatori foarte, foarte puternici ai, ai personalității care zgudui și zbuciumă și atunci când tu ai frică să nu rușinezi pe cineva sau să uh -huh. nu pui situații pe tine însuți, însuți. Evident că în contextul dat tu te mai gândești la cât de sincer să, să-ți păstrezi cumva reputația și personalitatea. De aceea, pentru mine, a fi sincer astăzi, și aici hai să aducem niște sinonime, sinceritate naiv, sinceritate, onestitate, cinstire, pentru că uh -huh. ele au delimitări, au diferențieri, dar în mare parte cumva se nasc dintr-o rădăcină în a spune adevărul, nu? Și a, acum dacă spunem că eu am spus adevărul, dar nu până la, până la capăt, uh -huh. da? Și am mințit sau nu? Păi evident că nu e adevărul plin, da. dar a, dreptatea mea și adevărul absolut sunt lucruri totalmente diferite pentru că, uite, dacă eu voi desena un câine pe foaie, îl seamănă bine, nu eu, nu am abilități de pictoriță, dar să zicem un pictor care face m portretul unui cățel. Da? El seamănă, da, dar câinele de pe foaie nu va lătra. Ce vreau să zic eu este că realitatea care noi o vedem este uh, formată reprezentările care noi le avem despre viață. Și eu, dacă am o reprezentare despre câinii că sunt periculoși, evident ce voi face eu? Eu voi avea o frică, emoție automat, și voi fugi. Exact și cu sinceritatea. Dacă eu de mic am trăit o temere puternic în a spune atunci când am ieșuat, când am stricat ceva, când nu am făcut cum a vrut mama, nu m-am ridicat la așteptările tatălui, păi eu înțeleg că a fi sincer e periculos pentru mine. Și atunci ce fac eu? Găsesc justificări, dacă vrei să le numim astfel, dar de fapt sunt niște minciunele care ce să facă? Să mă protejeze de a fi pedepsită în calitate de copil. Și iată, în copilărie, noi ne creăm sau părinții creează reprezentări despre viață, despre lume, inclusiv despre sinceritate, ca valoare umană și în care au de ales, pentru că părinții chiar au de ales în contextul dat. Copilul este venit pe lume cu un creieraj, cu un fond genetic puternic moștenit de la generațiile părinților strămoșilor lui, dar el poate să aleagă să fie alipit Sincerității și a spune în toate situațiile doar adevărul, nu contează de consecințele care sunt, chiar dacă e dureros. Și, uite, aici intrăm în alt domeniu, atunci când copilul spune prea mult adevăr la bunici și după aia creează probleme părinților, da? Deci, cu adevărat, limitele unei sincerități, unui adevăr, în copilărie e foarte greu de delimitat. Dar anume în copilărie e bine să pui baza, temelia, importanța acestei virtuți. Pentru că ai pomenit de copii, studiile arată că la copii, între 2 și 3 ani, ei încep să spună minciuni primare, adică primele da, minciuni, da, ușorieri, prin care încearcă să ascundă faptul că au încălcat anumite reguli, da. Dar ei atunci nu conștientizează efectul acestor minciunele. În jurul vârstei de 4 ani, ei învață deja să spună minciuni secundare, mai plauzibile, mai adaptate gradului lor de dezvoltare, da. Iar pe la 7 opt ani. Minunea se cam duce, apar așa numitele minciuni terțiare, spun specialiștii, okay. care țin cont de informațiile pe care ascultătorul deja le știe, și, prin urmare, sunt din ce în ce mai verosimile. Da, el laici okay. deja. Dacă să zic mai simplu, până la patru ani copilul face fabulații. Deci el e în lumea poveștelor, el crede minuni. El este de fapt uh, subiectul pasiv al poveștilor care le ascultă, când le lectorează adulții la grădiniță. El crede că oricare personaj e viu pe undeva, circulă, umblă. Și atunci de ce nu uh -huh. să-l inventeze și el? Deci sunt nevinovate. De deci ce ești sunt primare și secundare? Da? Pentru că sunt nevinovate, uh -huh. nu sunt condiționate, conștientizate. A, la șapte ani, când deja are loc o conștientizare mai profundă a lucrurilor și el înțelege că orice stimul are reacție și orice cauză are efect, el înțelege că poate printr-o anumită uh, minciunică, nevinovată, să câștige ceva și să aibă o recompensă la final. De aceea și este întrebarea, până la șapte ani, în ce circunstanțe am educat copilul să spună adevărul? Am fost eu, ca și părinte, suficient de credibil în fața mm -hmm. copilului atunci când eu vorbeam cu cumetru sau cu vecinul sau despre șeful meu, da? Sau eu vin acasă și zic, uite, vorbesc cu partenerul meu și copilul meu este martor și spun, știi, scumpa, sau scumpul meu, azi șeful mi-a dat o sarcină și am simțit că m-am puternicit pentru că a fost o sarcină destul de serioasă și m-am bucurat. Dar apoi când am, am gândit și am stat singur cu mine, am înțeles că e foarte complicată și întreabă partenerul, păi da, când m-a întrebat deja la finele zilei dacă voi reuși și dacă e am competenții, evident că am zis da, dar simt că deloc nu o să pot să fac. Copilul ce înțelege în momentul dat? Deci, tata n-a avut curajul să spună că nu știe, tata n-a fost sincer cu șeful, dar noi, el spune cu șefii tăi trebuie să fii sincer, dragul meu. La educatoare, grădiniță, da, da, da. școală, zis, șefii tăi trebuie să fii foarte sincer. Și, împotriva noi, părinți, ce facem? N-ai înțeles Pitagora? Mâna sus până la capăt și întreabă ce înseamnă asta. Dar și la școală e foarte complicat Când profesorul întreabă, tema nouă e clară Și o majoritate de copii zic Da, cum să spui tu unul singur Poate mai sunt ca tine da, da. Dar cum să spui tu cu mâna în sus, eu nu am înțeles Și aici e altceva învățător profesoara poate să zică Dar ce anume, ce anume n-ai înțeles Na, Toată tema și iar și e complicat Pentru că copilul trebuie să îngusteze sarcina neînțeleasă. deci să facă o discriminare O, o, o abstractizare La ceea ce a fost, dar el nu are timp pentru asta Pentru că e prea mult nou și ce se întâmplă în cazul dat? Sunt situații cu adevărat când copilul nu ne neapărat să zică minciună, dar poate să se retragă pentru a înțelege cu adevărat ce el vrea să cunoască, ce nu a înțeles. Ce ar fi trebuit, în cazul dat, adultul să facă cu părintele, cu șeful? Să fie sincer? Eu cred că da, da. dar asta nu vine din prima. Uh -huh. Pentru că asta ce ar însemna, Sergiu, ca să vină angajatul tău și să zică Uh, domnul Miron, dar știți, eu nu o să fac să fac știri, pentru că eu n-am făcut niciodată și habar nu am. Act de curaj? Da, pentru că el știe ce poate, știe ce nu poate. Spre exemplu, eu aș prățui astfel de angajați, care știe foarte bine și, și spune pe următor, eu am făcut asta, eu știu asta, eu pot asta, asta n-am făcut-o, am emoții, dar aș putea să încerc să văd ce ce știu eu, cum aș putea să îmi vin acolo și vreau să învăț. Mm, Ți-ar plăcea? Sau angajatul care spune, da, interesant, uh, hai că vedem cum facem. Și începe, da? E evident că sunt două variante diferite, nu? Sigur. Păi uh... după aia poți să te chinui cu el, că nu a fost sincer cu tine. Exact. Chinui și tu și el să chinui. Exact, exact. Deci sinceritatea, chiar este un act de curaj când tu să, să prezinți lumii imaginea despre tine actuală pe care tu o păsezi, uh, competențele pe care tu le ai și le știi și spui ferm am, pot, fac. Dar asta e nou. Și îmi plac provocările. Și atunci eu vreau să îndrăznesc să cresc. Mie mi-ar plăcea asta. Șefului, domnul șef, aș putea să am un mentor? Aș avea nevoie, pentru că vor fi întrebări. E ceva nou pentru mine. Da, da. Evident, ar spune șeful. Logic, știu că asta n-ai făcut-o niciodată. Și atunci, hai să vedem decât să-ți asumi prea multe și în contextul dat, Sergiu, ce se întâmplă în capul omului care are o sarcină și o responsabilitate pe capul lui, de habar, nu are cum să o strângă și să o pună pe foaie sau să, să, să facă mai departe. Un puternic sentiment de vinovăție care blochează creierul. În contextul dat, tu nu poți să scoți nimic din creierul tău, pentru că el are nevoie de încredere pentru a crea încredere în el, în propria lui persoană. Uh -huh. Dacă uh -huh. eu nu am încredere în mine și impostorul de mine îmi spune că oh, ce te-ai apucat, ce te -ai, unde te-ai băgat, în gen, ce vii face? Iar, iată în scenariul ăsta, eu n-am nicio șansă să ies din tiparul meu, să cresc, să mă dezvolt și să creez altceva. Punct. Ce pot să fac eu? Da. Merg acasă, dorm cu ideea dată. Sau știu, zic, domn șef, onorată de sarcină, îmi dați voie să rugăm -um. Săcire, care mi-a că peste noapte lucrurile sau de altfel, da? da. Că nu s-a dat specialiști, spun, dacă dormi cu o problemă, dimineața ai șansa, ai soluții, pentru că în somn are loc foarte multe reactualizări de programă. Da. Și dimineața eu vin cu mâna pe inimă, spunând da sau ba. Da. N-ai idee câtă sănătate mentală noi menținem, multiplicăm în contextul în care nu ne trădăm pe noi înșine, dar suntem sinceri. Nu ai idee. Și dacă eu ca adult am reușit să fac uh, uh, metamorfoza metamorfoză sau trainingul ăsta cu mine însumi, atunci copilul este martor și nu trebuie să fac și lui masterclass. El vede. El vede, aude, simte și după aia îl vezi și pe el exact același lucru. Poate cu fratele lui, poate cu mama lui, dar poate chiar la școală sau la grădini. Rodica, pe lângă faptul că trebuie să fim niște modele pentru copiii noștri și să fim sinceri ca să Transmitem această virtute copiilor noștri. Există și alte resurse pe care ar putea să le transmitem copiilor, care să-i ajute atunci când vor crește să fie sinceri? Există instrumente sau ce sugestii ne-ar da, ne da? Sunt. Evident că nu le cerem toate de la părinți. Dacă părintele reușește să conștientizeze valoarea lui ca și exemplu, ca model, probabil că asta ar fi cel mai important instrument care l a rămâna lui să rămână vertical, integru în fața copilului și să fie responsabil de, ce, de ceea ce aduce în imagine copilului său. Da? probabil că grădinița e cea care o reușește cu instrumentariul la care sunt pregătiți specialiștii de acolo, pentru că îmi place vorba unui neurolog rus care spune că la grădiniță și în clasele primare trebuie să fie angajați doar vipuri, doar stele din educație. Deci ce cei mai tari, pentru că acolo se formează totul, baza. Dacă ar fi fost respectată condiția dată, că probabil că la gimnaziu nu ar fi fost crizele la clasa 5 -a, uh -huh. criza între a 9 -a și tot bulversarea asta comportamentală care este. A, ce, ce, zic eu prin asta, prin instrumentariul ăsta? Copiii în joc de rol reușesc să învețe modele noi și ei le fac anume acolo, când sunt la grădiniță. Pericolul este cu adevărat ecranul. Uh, în care copiii învață și acolo tot felul de uh, modele, ce să faci sau nu să faci. Uh, unii în engleză învață ușor și părinții habar nu au ce privește copilul, pentru că nu cunoaște engleza. Da? Alții în rusă vorbesc de și acasă, română este limba de bază. Da, da. Uh, în contextul dat, evident, ce semin aceia cu legi. Semini furtun Vânt, colegi furtună, semin grâu, culegi pânică. E simplu ca, ca, bună ziua. Dar metode speciale pentru a cultiva valori copilului, probabil că e antrenamentul și este consecutivitatea, cunoașterea nevoilor copilului, da? Pe parcursul maturizării lui. Pentru că este nevoie de conectare, până la 2 ani, trebuie să îmbrățișez copilul. Nu mama trebuie să facă carieră și să fugă de lângă copil și de dacă se dea îmbrățișări, dar mama să rămână acasă. Și mai recent, acum Psihoneurologii afirmă că mamele trebuie să stea acasă până la șapte ani. Nu e ceva nimic nou, pentru că asta s-a întâmplat cu bunicii, care, cu adevărat, nu era dezvoltarea da, da. de carieră a femeilor, de a pleca de acasă, ele erau acasă și erau în preajma copiilor. Acum nu vreau să obstrucționism uh, emanciparea și uh, drepturi legale care le are și femeia, pentru că sunt femeie și îmi place să am și eu carieră și să mă dezvolt profesional și personal. Dar, mai întâi de toate, rolul de mamă este. nu cred că se compară cu niciun alt rol, nici cu cel de șef, conducător, nu știu Rolul de mamă-l ai prin natură. Și atunci, dacă prin creație tu ești făcută mamă, și mai mult de atât, Dumnezeu te binecuvântă, cu mai mulți copii sănătoși, inteligenți, comori, atunci evident că ești responsabilă pentru ei. Și da. nu există nimic incomensurabil, nu există preț care să fie uh, adus acum în măsura cât costă un copil. Și cât pot să investesc în el sau să nu investesc în el, pentru că mama nu este de înlocuit. Tata da, <laughs> scuza acum. <laughs> Grigore Vieru ce spunea, a fi tată da. înseamnă mult, a fi mamă înseamnă totul. Bărbatul a zis sau autor, parfum. așa că e fantastic, da. Da, cunosc doamne care și-au făcut carieră, dar trăiesc o dramă văzându-i pe <coughs> copiilor pierduți, hai să spunem așa. Da. Um, Iată, Rodica, conform dexului, sinceritatea am găsit și eu că este lipsa de prefăcătorie sau de viclenie. Și uh -huh. ce interesant este că semantica acestui cuvânt are o sumedenie de sinonime, da. de la franchețe, loialitate, cinste, onexitate, naturalitate, simplitate. Și apropo, știi, cu tendința aceasta de, pe, de a. Fii fals în lumea aceasta. Cum ai Pe reț cu măști? Rețelele sociale pline de filtre, da. îți faci poze, le filtrezi uh -huh. și. Trăim și toată lumea, foarte multă lume recunoaște că trăim parcă într-o lume falsă, pe când sinceritatea este o raritate. Uh, și ce m-a frapat este Etimologia, cer scuze, acestui cuvânt, uhum. probabil o cunoști, ea vine, nu știu, poate dintr-un spectru folcloric, dar povestea din spatele sincerității este... Uh, demnă de menționat în Roma Antică, etalonul calității pentru olărie era o inscripție în lemn uh, sau proclamată vocal de comercianți. Uh -huh. Și această inscripție era următoare. Sine cera. Adică fără ceară. Uh, în latină, aceasta înseamnă fără ceară și pentru a păstra apa în ele, vasele din lut trebuiau să fie dintr-o singură bucată. Uh -huh. Și bineînțeles, fără fisuri. Așa. Pentru că se întâmpla ca un vas să se fisureze Din vari motive Se folosea ceara pentru ascunderea fisurilor Dar în contact cu apa Aceasta se muia Iar fisurile Evident apăreau și scăpau apa Și vasul fiind deja de nefolosit foarte frumoasă metaforă. Da, vasul care nu avea fisuri trebuia să fie inscripția sine Sau de multe ori știi comercianții de vase, duceau vasele la, la, la piață și pe drum, în căruță, în car, drumurile nu erau asfaltate nu era. ca la noi. Da. Și de multe ori vasele se spărgeau sau se fisurau. Exact. Și ei puneau ceară și le vindeau, știi? E frumoasă etimologia foarte, acestui foarte. cuvânt, sinceritate fără ceară. Rodica, uite așa o, o situație. Ești invitat la cină. Așa. Și tu nu vrei nici ruptul capului să ajungi la această întâlnire. Se mai întâmplă, da. da. A, și tu spui, a, mă scuzați, chiar nu am timp, nu reușesc. Uh -huh. Dar nu spui sincer că nu vreau să te văd. Nu uh -huh. vreau să mă duc cu tine la această cină. Uh -huh. Nu vreau să fiu co în compania acestor oameni. Uh -huh tu îți pui masca frumos și răspunzi uh, sunt ocupat. Când mm -hmm. de fapt adevărul este că tu nu vrei să te duci okay. acolo. Ce faci în asemenea situații? Cum răspunzi? Cum mai răspunzi? Bun, acum la această invitație nedorită, a spune sincer că nu îmi vreau cu tine să petrec, nu știu, manifestarea care tocmai mă inviți, mm -hmm. ar fi o lipsă de bun simț, da, și de politețe, de bunele maniere. Mm -hmm. Uh, pe de altă parte, chiar depinde de foarte multe lucruri. Cine este omul ăsta pentru tine? Este o rudă, este un neam, este un om departat, o cunoștință. Uh, da, și aici pare a fi un pic mai, să zicem, uh, că cauți favoruri, da, cauți favoruri în sensul Că ce am de câștigat de la relația cu această da, persoană. Da. Pentru că și asta este un moment interesant, care te motivează sau nu te motivează. Dar cel mai, cel mai groaznic moment este atunci când tu accepti. Și înțelegi că ai ieșuat trădându-te, pentru că ceea ce vezi acolo este totalmente opusul uh, la tot ce înseamnă pentru tine o petrecere adecvată și inteligentă. Uh, știu ce înseamnă asta că vorbesc din experiență? Sau e altceva atunci când tu ești foarte autentic? și spui la telefon pentru că cumva ai declarație că ai trecut pentru un training și un masterclass și la terapie, uite ai fost și ai înțeles că de azi înainte nu ți-e frică să fii vulnerabil și ai să spui lucrurilor pe nume și vei face selectarea oamenilor care e al tău și care nu prin acceptarea adevărului și spui, știi, chiar n-am să vin, am chestii de făcut, dar chiar dacă nu aș avea, nu vin, pentru că nu-mi place de tine și nu accept ceea ce faci tu și acolo veți consuma alcool, va fi uh -huh. muzică tare și mie asta nu-mi place. Iată, momentul ăsta e foarte important să-ți asumi și consecințele uh -huh. la ceea ce faci tu, pentru că rănești un om, îi rănești valoare, val valorile lui pe care el le are. Da, chiar și de a consuma alcool este alegerea lui. Tu n-ai dreptul să-l judici, să-l condamni prin asta pentru că limitele tale, a respectul îl și omul celălalt, și atunci depinde cum tu vorbești, cum, cum rămâi tu autentic fără să le zezi. uite asta e întrebare. Cum să rămâi da, sincer? Da, da, da. Fără a răni și fără a trece peste cum se cadenia sau demnitatea umană a omului care stă în fața ta. E o alegere aici. Cea mai bună alegere este în primul rând să te întrebi pe tine și dacă eu accept și merg și nu știu, onorez invitația, da? Pentru că este un om sau mi-a făcut un bine Sau vreau chiar să fiu alături de omul ăsta Chiar dacă va fi muzică și va fi mult alcool Și multă, multă cei ce eu nu accept Dar eu merg pentru omul ăsta Care știu că e fain atunci când el nu e în companie Când el doar e cu mine Eu prețuiesc asta Eu am mers, mi-am făcut datorii, am un dar Am stat la masă și în contextul în care se începe Deja altă etapa a petrecerii Eu foarte frumos da, plec da, da. Adică eu cred că în oricare situație, cu oricare om, de oricare valoare, de oricare grad al nivelurilor de societate, de statuturi care le are, noi putem să alegem și trebuie să alegem demnitatea umană care mi-a presus de orice. Pentru că atunci când vorbim de virtuți, în primul rând vorbim despre umanismul nostru, ca și creație. Da? și după aia vorbim de inteligență și multe alte progrese, succese, dacă e o pic examenul la demnitate umană și vreau să fiu sincer, în pofida demnității lui X sau lui Y, eu am alimentat. Mm -hmm. Știi, e metafora lui Einstein, că, sau cine spune, că, uite, unul este omenia. Și mai departe, cât un zero adu adu adăugăm la acest unul, uh, pentru statutul meu care l-am în zero, prin venitul care l-am în în zero, prin familia care am în zero. Dar odată ce șterg unul din față, pentru că mi-am pierdut o minie celălalt rămân doar niște zerouri. Covrigi. Atât. Goi. De aia și zic, oricare virtute începe anume cu prețuirea demnității umane a omului și nedurința și lipsa intenției de a leza. De ce sinceritatea începe anume aici? Atunci când vreau eu să fiu autentic, autentic. Da, da, da. și vulnerabil, pentru că eu îmi dezgolesc reinele, sunt transparent în fața omului și îi spun, nu-mi place ce se întâmplă acolo. Dar dacă tu mă inviți și crezi că e plăcere pentru tine eu să vin, eu am să nu Dar să știi că nu o să stau, știi că nu împărtășesc asta. Uite, probabil că momentul ăsta de sinceritate este atât de lăudabil pentru ambele părți încât și eu rămân fidelă mie, loială cu mine însumi, cu valorile mele și celălalt aud o sinceritate pe care, dacă o va dori, o va prețui și o va lua ca o sinceritate deschisă de a, de a, cu cărțele pe față, da? de a nu ascunde nimic, de a nu bărfi mai departe, pentru că atunci când eu vin, dar de aici sunt plină de invidie sau de nemulțumire, da, da. alte neajunsuri. Și uite, place ce definiția în deck spune lipsa vicleniei, exact ca și întunericul. Întunericul e lipsa luminii. Da, deci, da. A, prin, a, prin creație, aparentă lumină, iar lipsa luminii este întuneric. Prin creație, noi ar fi bine și trebuie să fim sinceri și lipsa sincerității creează viclinie, lipsa vicleniei, lipsa uh, da? Iar ceea ce noi pe societate vedem, de socializare vedem, uh, falsul și amăgeala, este o condiție umană acum de a supraviețui, Sergiu, dacă vrei. Și zic acum nu doar pentru adolescenți și tineri, dar chiar pentru generația a treia și a patra. Pentru că este o iluzie pe care ei o creează, sunt conștient despre asta, dar totuși e, e un vis prea frumos pe care ei cred că îl realizează atunci când uh, înțeleg cum să șteargă ridurile, cum să mărească ochii, cum să dea culoare. E un joc, da? da. Dar limita contează. Limita ca să nu pierzi realitatea cu imaginarul. Pentru că ei nu știi că poate să facă asta. Da, cât nu te-ai masca de tare Și nu te-ai filtra, oricum într-o zi Trebuie să-ți dai masca de pe față Poate în fiecare zi, dimineața Ceea, te trezești În da. oglindă, te uiți, nu, îți vezi ochișorii Îți vezi fața, o salut, îi zâmbești Sau din potrivă, mă duc la Facebook <laughs> Alegea ne aparține Da, de multe ori suntem în situația De a alege să fim sau nu sincer Și uh -huh. cum ai pomenit și tu Prima reacție noastră este ne temem, ne este frică, ce vor spune alții, dar nu luăm în calcul că dacă am fi sinceri putem să câștigăm mai mult uh, decât uh, să pierdem. Uh, putem să ne trezim că celălalt poate să aibă o reacție pozitivă, mm -hmm. să te aprecieze, să chiar să, să nu te îndepărtezi de el, dar chiar să fii mai aproape. Vrei să deci, spun o metaforă, cum vrei. Da. Am o atât de mult mai ai spus pentru personajul din metafora, care e un caz real. Angajatorul da. a chemat toți candidații care pot să fie uh, urmașii lui și vazoanele erau pregătite cu pământ, fiecare a primit semânță în, pliculețe. și testul a fost în felul următor. Deci plecați, faceți tot ce trebuie cu sămința, plantați-o în vazon, după care, când voi spune eu să veniți cu planta, da. uite atunci, eu voi alege în așa fel. Îți dai seama uimirea oamenilor, da? Bun, nu. personajul nostru despre care este important să menționăm, am acasă cu soția lui împreună, ceea ce e foarte important și prezența soției în acest test. Ea a avut grijă să planteze, să afuneze, să pună sămânța cum trebuie, să o uzi, să o pună la lumină, ea s-a ocupat de toate astea. Treceau săptămâni, luni, oamenii se lăudau la serviciu că, oh, e planta mie, oh, minunată, Ei, da, mi-aș roadă încă curând strâng, nu știu, fructe. Acasă nimic din zbazon nu iese. A, șeful anunță, gata, dragii mei, e momentul când trebuie să aduceți vazonul. Bun. Ce să aducă omul ăsta, dacă văză vazon cu pământ? Dacă măcar nici iarbă n-a ieșit, nici o buruiană Nimic, nimic El, evident, în cazul dat, cum să fie sincer? Pentru că e prea dureros că el a auzit Ce o să zic alții, cum ai zis, da? Ceilalți vin cu vazoane verzi, mari, copaci El ce să facă? Înseamnă că el este Incompetent? Asta înseamnă, și în mintea lui pornește un monolog foarte critic Soția i-a spus, știi? Dragul meu, eu cred Că a fi sincer este o onoare Și Te rog să fii curajos eu sunt cu tine. Asta e zis soția. Bine, a fost foarte greu pentru el. A venit cu acest uh, vazon gol. Când a intrat și a văzut verdeața din lui, <laughs> <l -a> amețit, <laughs> l-a amețit la propriu. Dar a stat în picioare. N-a -a durat mult. N-a durat mult, n-a fost în introducere. Șeful l-a invitat pe el. Și în gândul că va fi publică totuși. L-a invitat și a zis Știi, cred că mi-ai ușurat sarcina pentru că știam că ești un om de încredere. Dar acum ai demonstrat-o asta și public. Tot ce nu puteam să înțeleg. Dragii mei, toți cei cu plante frumoase, prețuiesc ce ați făcut, dar semințele toate erau fierte. La toți am dat semințe moarte. Doar al nostru personaj a avut curajul și a fost sincer până la capăt. Mie îmi trebuiesc astfel de oameni care chiar și atunci când aparent cred că au ieșuat ei vin cu eșecul în fața mea și împreună noi găsim soluții cum putem să ne ridicăm dacă vorbim de eșec. Dar în cazul dat a fost o semință care nu putea să funcționeze și el a avut curajul public să mi aducă asta. Eu cred că me mesajul ăsta din povestea asta spune totul. Deci dacă tu ai făcut lucrurile toate care s-au cerut, și ai plantat, și ai avut grijă, și, -ai... și nu a mers, da? Păi exact și în progrese, exact și în cercetări. Psihologii la fel, pune ipoteză. Dar ipoteza unor nu dă rezultatele expectate, așteptate. Și atunci, de ce să mențim o, o, o populație întreagă că da. dacă face într-un fel, ajunge acolo și dacă eu fac și nu ajung, înseamnă că cine e vinovatul? Eu? Pentru că teoria spune că eu trebuie să ajung acolo. Înțelegi, da? da, da. De ce cu adevărat onestitatea, loialitatea, cinstea, sinceritatea sunt valori onorabile, muschetarii, să mintești, vorbesc da, da, da. de onoruri, cavalerii de onoare... La fel, ei erau mai presus de orice, își păstrau demnitatea de a spune adevărul, pentru că așa a fost învățați. Și, pentru altele, credința asta, în adevăr, o aveau soldații în vremea Războiului Mondial, când ei spuneau că cei care supraviețuiau când erau prinși în prezonierat, erau cei care aveau credința în disciplină, în armată, dar și în Dumnezeu. Iată, asta și îi făceau pe ei să-și păstreze sensul Și să nu treșeze și să nu calce strâmb Dar să rămână vertical Da, foarte frumoasă ilustrație și metaforă <laughs> Rodica, sinceritatea mai face bine și la sănătate Apropo, pe lângă difficulti. relații pe care le avem Iată că un, la un studiu realizat de experții De la Universitatea din Notre Dame uh -huh. Au participat vreo 100 de persoane Jumătate din acestea au fost rugate ca în următoarele 10 săptămâni de la începerea experimentului să evită să spună minciuni. Cealaltă jumătate a fost grupul de control, da? Și în fiecare săptămână toți participanții s-au prezentat la laborator, unde experții le-au evaluat starea de sănătate și Așa. au testat prin intermediul poligrafului. Um, uimitor a fost că în a cincea și în ultima săptămână a studiului, grupul persoanelor sincere, a raportat semnificativ mai puține plângeri legate de sănătate comparativ cu grupul de control. Mm -hmm. a, și concret, în acea săptămână au experimentat în medie mai puțin cu șapte simptome, precum dureri de gât, dureri de cap sau greață. A, și pentru că singurele diferențe dintre cele două grupe au fost instrucțiunile cu privire la sinceritate, aici putem concluziona că Uh, aceste instrucțiuni au produs, de fapt, beneficii asupra uh, sănătății. Deci, dacă vrei să te doare mai puțin capul, fii sincer. 100%. <laughs> Uimea, sau că... gâtul, sau, 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 sau să ai mai puțin stres. Uh, uite că spuneam că rușinea și vinovăția sunt uh, pilonii cei negativi care te împiedică să fii sincer. Dar sentimentul devine demonstrat, este indicatorul care foarte ușor te aruncă într-o depresie profundă, în anxietate și în multe, multe extreme care depășesc limita normalității. Da? Adică chiar la borderline la, la limita dintre normal și patologic. Cuplurile, cuplurile își păstrează sănătatea atunci când ce? La bază este comunicarea și încrederea. Încrederea fără sinceritate nu există. Da, ce înseamnă da. să am eu încredere în partenerul meu? Înseamnă că eu știu că el e sincer cu mine, la, la bine și la rău. Când îi merg lucrurile și când nu îi merg lucrurile. El e acolo pentru mine și el cu mine îmi spune, el mie îmi spune despre asta. Și ce se întâmplă cu partenerii care nu comunică sincer? Evident că nu e încrederea. Și dacă temeria este surpată. Ce fel de viață mai departe poate să aibă. De deci, aceea, sănătatea mentală, sănătatea fizică este direct proporțională cu alegerea mea de a spune adevărul. Și când îți spuneam că trădarea de sine este mai dureroasă și mai bolnăvicioasă pentru mine, decât trădarea partenerului, pentru că partenerul pleacă, divorțez, sau partenerul da. te iartă. Dar tu te ierți pe tine. Uh -huh. Atunci când tu faci o gafă și privești părinții tăi, sau copiii tăi, sau partenerul tău, Omul cu care rămâi tu mai departe ești tu. Corpul îți aparține. El nu uită nimic. Fiecare fesură este undeva pe aici. Și atunci, evident, când tu ai, ești sinceră și n-ai mers împotriva firii tale, dar și uh, sufletului tău, da? Spiritualității tale. Dar ai, ai respectat, ai fost în echilibru. Ce înseamnă echilibru? Pace. Iar este demonstrat de toți neurologii și Specialiști în sănătatea mentală. Oricare corp își păstrează pacea, are pH-ul, are celulele necesare, are imunitatea la ordine de zi, are mintea lucidă, care îl favorizează în oricare plan. De aceea și progresează uh, oamenii, și acum când zic oameni de valoare, nu zic neapărat oamenii cu conturi bancare foarte mari, uh -huh. dar oameni de valoare care știu care este esența vieții lor, știu cum să ajungă și cum să prețuiască asta. Și ei rămân sinceri cu ei. Înțelegi? Împăcat cu tine și împlinit spuneam formula da, da. asta, eu sunt păcată cu mine pentru că știu că oriunde merg eu sunt autentică. Bine, asta e o maturizare. Să știi că asta nu poți la 15, 25, 30 de ani să spui gata, sunt autentică și mi asum vulnerabilitatea. Nu! Pentru că trebuie atât de mult să-ți cunoști persoana. Să te, să te cunoști în situații de criză mai ales, pentru că acolo... Suntem noi autentici, da? da? da. Când la furie noi nu putem să stăpânim gurița, dar aruncăm cuvinte urâte, rănim oamenii, trântim ușele, spunem ceva după care ne regretăm. În criză noi suntem autentici. Și dacă eu mă cunosc cum sunt eu în criză și îmi place de mine, ce fac eu? Eu întăresc comportamentul, dau, îmi dau mie un credit că sunt bravă, Rodica, Ești ok. Data viitoare eu voi pune întrebarea să fiu sincer sau nu. Ba da, eu știu că a funcționat. Eu știu că. A fost bine, oamenii au apreciat vulnerabilitatea mea și mediul în care eu mă aflu e un mediu securizant, pentru că nevoie de securitate, nevoie de a simți siguranța, creează încrederea. Iar asta se face de la siguranță la încredere doar prin sinceritate, doar prin autenticitate poți ajungi. Da, mulțumesc foarte mult că ai pomenit uh, acest fapt destul de important, că trebuie să fim sinceri cu noi înșine. Dacă nu suntem cu noi înșine, nu vom fi niciodată uh -huh. sinceri cu cei din jur. Uh -huh. uh, și apropo, știi, am discutat că ar trebui sau nu să fim întotdeauna sinceri. Uh -huh. Uite, există situații în viață când... Uh, nu trebuie să spui tot, tot ce a, știi capat. sau tot. Da. Și aici o dovadă a înțelepciunii. Și sunt și proverbe, iată un proverb italian spune, nu arăta niciodată nici fundul pungii tale, uh -huh. nici acel al sufletului tău. Oh, da. Dar ce este important? Și aici aș vrea la final să, să menționez. Totuși, există situații când trebuie să scoatem totul din sufletul nostru și din fundul pungilor noastre, și aici o putem face doar față în față cu Dumnezeu. Da. Eu cred că asta e cea mai bună da. metodă de a rămâne autentic fidel și a ști că ai aruncat spre Univers da. mesajul. Nu pot, am ieșuat, sunt, nu știu, un ratat, un ieșiu, nu știu, mi-milă de mine. Dar arunci mesajul ăsta cuiva de încredere, nu? Da, da. Dar, și, uh, Sergio, uh, e uh, foarte uh, important să înțelegem. Uh, pentru că eu nu vreau oamenii să înțeleagă că noi îndemnăm să fii curajoși în a fi sincer oriunde, oricând, cu oricine. Nu. Pentru că nu toți au nevoie de sinceritatea ta. Hai să spunem asta. Dar tare, mă -mi interesează pe mine la ce nivel se află yeah, nivelul tău de dezvoltare sau bugetul tău financiar. Dar nu mă interesează. De deci, aceea, să, să ne gândim care sunt oamenii de referință pentru mine. Cu care așa. oameni eu vreau să am încredere și ei să aibă în mine încredere. Pentru că acești oameni. Au nevoie de sinceritatea ta. Și ei pot fi câțiva pe degete. Așa. Cu ceilalți, iarăși mă gândesc, am eu nevoie ca să, nu știu, să împărtășesc emoțiile mele, starea mea de spirit? Poate nu au nevoie, nici la lucru nu am nevoie. Dacă eu am nevoie să fac asta, e altceva, atunci mi-asum riscul să fiu trădat. Dar sunt foarte atentă cu cine vreau eu și de ce vreau să fac asta. Pentru că, a fi naiv de a vorbi cu toți, credulă, da? Care, a, e ca o copilă, îi spui, tot, tot, spune, tot, tot, ce pe capi, e pe limbă. E periculos, de aceea mare grijă să ne gândim de ce am nevoie eu să spun și cui să spun asta, pentru că, pe termen scurt și pe termen lung, eu să fiu cea favorizată împreună cu el pentru a avea o relație durabilă. Știu, un, pro, un alt proverb spunea că dacă am fi sincer, 100% cu toată lumea, atunci nimeni n-ar mai ieși din casă. e <laughs> periculos, da? E <laughs> foarte periculos. <laughs> atunci să rămânem sinceri acasă cu ai noștri așa. Și să clădim acolo siguranța, dragostea și temeiul să fie loialitatea, sinceritatea, pentru că doar astfel, prin comunicare sinceră, putem să fim fericiți împreună acasă cu ai noștri. Rodica, îți mulțumesc Și mult eu, și eu Pentru această lecție de sinceritate. Dragi prieteni, vă îndemnăm, așa cum a spus doamna psiholog, să fiți modele, să fim autentici, și în același timp vulnerabili, și să înțelegem că sinceritatea este o virtute de care avem nevoie în viața aceasta, pe care dacă o cultivăm și o manifestăm, atunci vom da dovadă de curaj, de credință, de putere și de încredere că, indiferent de ce se poate întâmpla, indiferent de obstacole și piedici, cu siguranță vom ajunge la succes la bunăstare și la fericire, acelea care sunt autentice și cu adevărat autentice, nu cele false. Sunt Sergiu Miron, vă mulțumesc pentru atenția dumneavoastră, toate bune, la revedere. Radio Vocea Speranței.